înseamnă pentru dumneavoastră moartea Domnului Iisus Hristos? Jertfa supremă care ne-a adus mântuire, nu? Este baza creștinismului, ca să zic așa. Revenirea și renașterea în același timp. Moartea Domnului Iisus Hristos, răstignirea Lui pe cruce pentru iertarea păcatelor tuturor oamenilor, nu numai a ortodoxilor, că până la urmă toți ne închinăm la un singur Dumnezeu, nu? Și noi toți sunt fiii Lui și fiicele Lui Dumnezeu. E ceva religios și de credință, adică toți credem în Dumnezeu și înseamnă ceva, ne bucurăm de învierea Lui, asta e tot. S-a sacrificat pentru noi oamenii. Pentru izbăvirea noastră, a înviat pentru ca să ne fie mai bine, ceea ce nu se întâmplă. Nu pot să vă dau răspuns la această întrebare. Nimeni nu l-a cunoscut.